Hola, hola! Bine v-am găsit sau regăsit la un nou clip pe acest canal. Astăzi voi filma un life update. Drept un mic disclaimer, dacă veți auzi, nu-mi dau seama dacă se aude și pe cameră sau nu, zgomot. Vecina mea de deasupra este ușor sălbatică. Așa, am scăpat dintr-un loc unde erau destul de mulți arabi, să spunem așa. Și am dat de o braziliancă sălbatică, dar da, ce să-i facem? Astăzi am zis, haide să facem un life update în care să vorbim puțin de toate, cum ar fi despre coronavirus și cum ne impactează pe noi în Franța, cel puțin în cazul meu, bineînțeles, despre ce s-a întâmplat cu mine în ultimele luni, pentru că eu postam cu regularitate 3 clipuri pe săptămână, însă de undeva din luna decembrie nu am mai făcut-o, iar acum luna februarie a fost varză totală. Chiar mă uitam la clipurile pe care le-am postat și câte clipuri am postat și am zis, haideți să vă vorbesc puțin despre asta, pentru că chiar și una dintre voi mi-a scris în comentarii că se simte faptul că nu mai postez ca înainte. Eu stau pe canapea, stau cum am pus cu picioarele sus, stau foarte confortabil pentru a vorbi. Demachiat nu m-am machiat pentru că sunt acasă, îmi pare rău, dar noi avem un grup pe WhatsApp cu cei de la firma unde lucrez, unde ne țin la curent cu ceea ce se întâmplă în privința salariilor și toate cele, dar o să ajungem și acolo. Haideți să începem cu postatul meu ăsta haotic. După cum bine știți, eu până undeva prin luna decembrie postam cu regularitate. Și din luna decembrie am început să ratez unele zile de postat și așa mai departe. De ce? Până în luna septembrie aveam un job în care lucram până la ora 5 după amiaza, iar restul zilei o aveam liberă, aveam 2 zile pe săptămână libere, zilele fiind consecutive și atunci mă puteam organiza altfel. Din luna septembrie, de la mijlocul lunii septembrie, am schimbat jobul pentru că avem nevoie de un job unde să putem face ceva mai mulți bani, chiar dacă nu este jobul ideal, dar măcar să faci bani. Ăsta este punctul meu de vedere, dacă tot nu e meseria mea, dacă tot nu pot spune că ador domeniul de activitate, măcar să câștig ceva mai bine, să am un beneficiu financiar. Și atunci mi-am schimbat locul de muncă. În noul meu loc de muncă, orarul nu mai este la fel. Drept un exemplu, să vă spun cum ar putea fi câteva zile ale mele în care să lucrez. Aș putea am zile în care încep de la ora 11 până la ora 3, teoretic, și de la ora 18 până la ora 12 noaptea. Aici vorbim doar de teorie, strict de planificare. Orele, bineînțeles, că sunt depășite de cele mai multe ori. Asta ar putea fi o zi. Următoarea zi aș putea lucra de la 11 la 5 după amiază sau aș putea lucra de la 4 până pe la 12 noaptea. În cazurile de genul, asta înseamnă că ajung acasă pe la 2 dimineața. Și atunci zilele astea tot alternează, am în continuare 2 zile de pauză, însă acestea nu sunt tot timpul consecutive, nu sunt una după alta, poate fi o zi miercuri, o zi, nu știu, duminică și așa mai departe. Deci, cum v-am mai spus în repetate rânduri, că am un program foarte haotic, ei bine, cam ăsta este programul meu. Am zile când, da, ajunge acasă, vi se pare că aș avea pauza destul de mare, adică încep la ora 11 tot timpul, rar încep la ora 10. Vă gândiți, păi, ai timp de dimineață. Da, sunt total de acord, însă când cu o seară înainte ai ajuns acasă pe la ora 1-2, până ți-ai făcut uș, până te-ai demachiat, până nu știu ce s-a făcut 3, a doua zi nu prea ai chef să te trezești cu noaptea în cap să filmezi sau de multe ori nu mai ai energia necesară. Plus, eu lucrez într-o zonă comercială, lângă un centru comercial și luna decembrie, unde s-a dus totul naibii, unde mi-a dat totul peste cap, într-adevăr am avut 2 zile consecutive de pauză, însă lucram și duminicile și lucru care ne-a obosit. Drept urmare, luna ianuarie
Toate zilele mele de pauză le-am folosit pentru a dormi și pentru a-mi odihni corpul, pentru că eram ruptă. Ideea este că noi, la locul meu de muncă, eu lucrez într-o braserie, pentru că v-am spus că lucrez în domeniul restaurantelor, hotelurilor și așa mai departe, eu lucrez într-o braserie unde se fabrică berea acolo. Și noi lucrăm cu un volum foarte mare de oameni, adică pentru serviciu de la prânz putem intra în contact și cu 300 și ceva de persoane. Minimul, în general, este undeva la 160-170 de persoane per serviciu, într-o zi slabă, iar seara putem ajunge să intrăm în contact și cu 480 de persoane. Și în luna decembrie, vă dați seama că am lucrat la cote maxime, plus că aici multe magazine, duminica, sunt închise. Ei bine, zona comercială unde am lucrat eu, pe perioada lunii decembrie, a avut deschise toate magazinele, inclusiv duminica. Ceea ce, pe de o parte, pe noi ne-a obosit, pentru că, vă dați seama, este un volum foarte mare de muncă, însă, într-adevăr, financiar a fost ok, pentru că eu sunt plătită la cifra de afaceri și nu am un salariu fix, practic noi ne facem salariu. De aici și toată debandada asta. Pe lângă asta, dacă mă urmăriți de ceva timp, știți că v-am mai spus că am scolioză, iar pentru scolioza mea, bineînțeles că trebuie să fac kinetoterapie. Așa că în zilele libere sau dacă într-o zi terminam la ora 5, fugeam rapid la kine. Și chestia asta mi-a cam tăiat energia, sinceră să fiu, adică, nu știu, poate altcineva ar putea avea mult mai multă energie ca mine, nu știu ce să spun, dar mie cel puțin mi-a tăiat energia și mi-a tăiat foarte mult elanul pe care l-aveam înainte. M-a obosit destul de mult, v-am spus, financiar sunt bine, ceea ce mă bucură, însă, da, pe lângă asta, știți cum sunt, problemele vieții mai apar, ba, ți se strică mașina, ba, trebuie să mergi la dentist, ba, mai ai ceva acte de rezolvat și atunci, în ultimele luni, zilele mele libere, mi le-am mâncat pe drumuri. Mi-am terminat și implantul, despre care o să vă vorbesc într-un alt clip, de la costuri la cum s-a întâmplat, cum se procedează și așa mai departe. Dar toate lucrurile acestea între timp. Deci am avut programări la dentist la ora 9 dimineața, la ora 11 eu mergeam anesteziată încă la muncă, ceea ce a fost foarte interesant să încerci să mănânci cu o parte anesteziată și cu toate cele, dar da, asta este prima parte. După a început toată nebunia cu mutatul. Noi căutam de mult timp un apartament, știți că eu vă filmam tot timpul din bucătărie, pentru că acolo era zona cea mai luminată. Locuind într-un studio, nu aveam prea mult spațiu, adică un studio înseamnă că ai bucătăria și dormitorul, sufrageria, ce vrei să spui, în aceeași cameră, mai ai un hol și baia lângă și aia e, deci ăsta este tot spațiul tău. Și studioul în care am locuit eu era, exceptând bucătăria care era foarte bine amenajată, toate celelalte erau foarte prost amenajate, ceea ce nu îmi permitea să am un alt spațiu de filmat, așa că a trebuit să filmez unde am putut și cum am putut. Dacă mă urmăriți de pe la început, știți că aveam un material în spate, pentru că filmam undeva între cameră și hol, unde era biroul, dar acolo nu aveam aceeași lumină pe care o aveam în partea de bucătărie. Am vrut ca după ce ne mutăm, după ce eliberez totul, să vă fac un home tour, să vă arăt studioul în sine, însă s-a petrecut atât de repede totul, încât nu am avut timp nici să respir, nici să vă fac aici cu apartamentul gol, pentru că inițial asta îmi propusesem, să vă arăt apartamentul de aici gol și să facem o comparație cu studioul de acolo. Într-adevăr, am trecut de la 21 de metri pătrați la 49, ceea ce este un super upgrade. Iar acum filmez din sufragerie. Încă nu mi-am găsit așa un loc unde să filmez, unde să mă simt eu mai așa, dar va veni cu timpul. Așa că, da, luna februarie, ba a fost cu asta, ba a fost cu impozitele. Zilele libere sau după miezile, când coincidea ca și partenerul meu să fie acasă, pentru că el este 2 săptămâni în orașul nostru, 2 săptămâni este plecat datorită școlii pe care o face,
plecam ba să căutăm, să ne, inițial am plecat să ne informăm, să vedem despre mobilă, pentru că dincolo era mobilat, aici am luat un apartament nemobilat și a trebuit să ne cumpărăm totul de la mașina de spălat, la frigider, la pat, dulapuri, masă, cafea, deci tot a trebuit să cumpărăm. Încă nu am terminat toate de cumpărat, dar încet, încet o vom face și pe asta. Însă, momentan, suntem într-un punct în care este ok așa cum e și pe parcurs vom cumpăra restul lucrurilor. Însă, v-am spus, zilele libere le petreceam așa, mergând prin magazine, uitându-ne, căutând prețuri mai avantajoase, dar și produse mai calitative, pentru că le cumpărăm pentru noi. Și am colindat, am cotrobăit, am colindat, am umblat în stânga, în dreapta. În săptămâna cu mutatul, pentru că noi inițial, de aceea am vrut să fac clipurile acelea, pentru că îmi programasem, vorbisem cu vechea proprietară să avem 2 săptămâni de când luăm cheile de aici pentru a ne muta. Bineînțeles că nu s-a întâmplat lucrul ăsta, pentru că, tipic francez, tot a fost bine și frumos cât i-am dat banii la timp, cât a fost ok, însă când am vorbit de treaba asta, noi am fost foarte ok și am anunțat-o cu o lună jumătate înainte. Deci din momentul în care am găsit apartamentul, deși în contract scria să o anunțăm cu o lună înainte, noi am anunțat-o mai repede pentru că așa ni s-a părut normal. Ea a găsit pe cineva și voia să îi predăm cheile ceva mai repede, ceea ce m-a dat foarte mult peste cap, pentru că exact în perioada cu mutatul, partenerul meu nu era acasă și asta însemna că eu trebuie să mut totul singură. Așa că sâmbătă dinaintea mutării am plecat rapid și ne-am dat comandă de canapea, frigider și mașină de spălat pentru a le putea avea weekendul următor, pentru a ne le aduce acasă și pentru a fi siguri că este cineva acasă ca să primească totul. Duminică după amiază, pentru că eu în timpul ăsta și lucram, duminică seara ne-am apucat să strângem, să punem hainele în saci în vid și așa mai departe. Luni am rămas deja singură și am pus totul cum am apucat, le-am pus în genți să fie puse. Marți am luat cheile și cu o săptămână înainte, unul din colegii mei de muncă mi-a zis că bine să mă ajute pentru a nu fi nevoită să mut totul singură și într-o singură zi nu cred că aș fi reușit să fac totul de una singură, dar cu ajutorul prietenilor am rezolvat problema asta. Și marți am preluat cheile, deja prietenii mei mă așteptau la celălalt apartament. N-am mai avut timp să stau și să filmez și să vă arăt și să așa, pentru că se făcea deja ceva timp de când ei mă așteptau, n-am vrut să mă aștept mai mult. Și am dat bătaie, adică i-am dat drumul. În timpul ăsta, marți, v-am spus, am terminat cu mutatul în mare parte. Miercuri am muncit, bineînțeles. Joi am muncit, bineînțeles. Vineri am muncit, dar seara, și atunci până seara am luat și am terminat tot ce mai aveam de luat de dincolo. Am adus aici. Seara am plecat la muncă de odihnită, pentru că așa se întâmplă de obicei. Sâmbătă din nou dimineața eu am lucrat, a fost doar partenerul meu acasă, el deja se apucase să pună mobila și toate cele. Duminică el a predat cheile dincolo, așa că nu am mai avut timp să filmez tot procesul, să vă arăt încăperile și toate cele. A fost totul foarte haotic. După aceea am început, fiind aici pe loc, încet, încet să pun lucrurile la locul lor, tot singură, pentru că următoarea săptămână a fost tot singură, pentru că de ce nu? Și între oboseala de la muncă, între oboseala acumulată de dinainte, din perioada mutatului, pur și simplu nu am mai avut energia necesară și nu am mai găsit motivația necesară, sinceră să fiu, să editez. Pentru că aveam clipuri filmate, începusem să prefilmez în ideea de a posta măcar 2 clipuri pe săptămână, dar fizic și psihic nu am putut. Și am zis, aia e, ce-o fi, o fi, continuăm așa și vom vedea după, când se mai liniștesc puțin apele. Acum, da,
m-am liniștit pe partea asta pentru că avem deja lucrurile aranjate și toate cele, însă este partea cu coronavirusul. Haideți să vorbim și despre asta, despre cum m-a afectat pe mine, bineînțeles. Teoretic, în contractul meu de muncă scrie că eu am minimul pe economie, dar fiind plătiți la cifră, v-am spus că noi ne facem contractul. Ei bine, în perioada asta noi suntem în șomaj tehnic de pe 15 martie până pe 15 aprilie și vom vedea după. Suntem în șomaj tehnic, ceea ce înseamnă că 70% din salariul nostru va fi plătit de către stat, iar 30% îl acoperă compania pentru care lucrăm. Franța a pus la cale, să spun așa, acest proiect atunci când a început, când au fost primele semne de coronavirus, s-a discutat despre șomajul tehnic și despre ceea ce se va întâmpla, pentru că dacă nu, asta însemna ca foarte multă lume să rămână fără loc de muncă, iar când se va termina toată nenorocirea asta, multă lume să rămână pe stradă, să rămână fără muncă. Și atunci avem suportul, să spunem așa, din partea guvernului pe partea financiară. Din ce am înțeles, vor stopa puțin plata ratelor, chiriilor și toate cele. Nu m-am interesat pe partea asta, sinceră să fiu. M-am interesat pe partea salarială pentru că asta m-a interesat pe mine. Cât despre partenerul meu, inițial școala lui a fost închisă și trebuia să rămână în întreprindere. Însă, ulterior, după o zi în care a fost la muncă, l-au anunțat și din întreprindere că trebuie să rămână acasă și păstrează foarte, foarte puțini oameni în firmă care să fie pe... să fie în caz de este nevoie de ceva, în caz de urgență. Pe lângă asta, dacă înainte începuseră să... Deci noi la muncă dezinfectam totul, ne dezinfectam și noi constant și așa mai departe, intrând în contact cu un volum foarte mare de clienți, chiar și într-o zi slabă, cum a fost săptămâna trecută, pentru că nu prea am avut persoane. Noi din start suntem 50 de oameni doar personalul în total. Și au început să ne dea libere, concedii plătite, să spunem așa, câte o zi prin rotație, pentru a minimiza cât se putea personalul, pentru că nici nu aveam clienți suficienți încât să avem ce face, dar și să diminuăm riscurile, bineînțeles, pentru că noi am făcut parte dintr-o categorie foarte vulnerabilă în acest capitol. Și chiar și așa intram în contact cu undeva la 150-200 de persoane per serviciu. Așa că ultima zi știu că am lucrat cu mănuși, după aia gata, ne-am oprit, s-a închis totul. Acum persoanele care rămân foarte vulnerabile sunt farmacistele, persoanele care lucrează în farmacie, medicii și asistentele, bineînțeles, și ceea ce nu trebuie să uităm, de caserițe și casierii de la supermarketuri. Noi nu ne-am făcut provizii pentru că, sincer, nu văd rostul. Oamenii, prin prostia lor, scuzați-mă că o spun, au creat tot acest haos. În ideea în care au cumpărat absolut tot, își fac stoc de produse alimentare, dar ce faci după? Haideți să fim serioși, pentru că, într-un final, totul se va termina. Eu văd acest coronavirus ca pe o palmă a naturii, ca pe o palmă a unei divinități care este pe acolo, pe sus, pentru că totuși este un hazard, este o epidemie care, chiar dacă nu este aceeași, dar se întâmplă la fiecare 100 de ani, în ultimii 400 de ani, dacă urmăriți atent, a fost și gripa galbenă din Spania, deci tot la 100 de ani, cineva de sus, nu știu cine, dar și chiar și natura în sine ne mai dă câte o palmă, pentru că prea ne batem joc de ea.
Așa că da, eu nu cred în teoriile astea conspiraționale pe care le văd pe internet. Fiecare crede în ceea ce vrea, fiecare crede în ceea ce îl ajută să creadă, în ceea ce îi face bine să creadă. Asta este strict opinia mea personală. Deci v-am spus, eu nu cred, eu așa cred că este o palmă a naturii pe care ne-o dă omenirii. V-am spus, noi nu ne-am făcut provizii, ne-am cumpărat ce ne trebuie, însă ieri dimineață am primit toți, ieri fiind marți dimineață, am primit toți pe telefoanele noastre un mesaj de la guvern în care ne anunța că suntem toți la izolare. Asta înseamnă că nu putem ieși din casă decât cu adeverință. Ei au pus la dispoziție pe site-ul oficial al guvernului, au pus acea adeverință pe care trebuie să o imprimăm. Practic ar fi o declarație pe propria răspundere, prin care anunțăm unde mergem și de ce. Practic nu este indicat să ieșim din casă decât dacă muncim sau dacă avem o urgență, ori pentru a ne face reaprovizionarea cu alimente. În rest, trebuie să stăm închiși în case. În orașul meu, declarate sunt 9 cazuri, toate sunt în spital, intubate, din ce am înțeles, dar nu știu câte sunt nedeclarate, dar declarate sunt 9. Franța a luat toată treaba asta ca pe o glumă la început, sinceră să fiu, și abia acum s-a trezit puțin să ia măsurile necesare. Eu zic că trebuiau să facă de mult acest lucru și poate nu se ajungea unde s-a ajuns aici, pentru că este un virus care se extinde foarte repede și afectează pe cei mai slabi, bineînțeles. Ce fac eu în perioada aceasta? Mi-am luat niște fiole pentru imunitate, pentru că imunitatea mea nu este chiar cel mai foarte punct al meu, dar eu am un vaccin împotriva pneumoniei făcut încă din septembrie, pentru că eu trebuie, datorită problemelor mele de sănătate, eu trebuie să fiu foarte bine vaccinat, trebuie să am mare grijă cu infecțiile și cu toate cele. Dar da, asta fac și luăm vitamina C și bineînțeles, mâncăm foarte multe legume, mâncăm fructe bogate în vitamina C, în fier și în toate cele, ceea ce ar trebui să facem și înainte, însă profităm de această perioadă pentru a ne, nu detoxifia, ci pentru a ne pune puțin alimentația la punct, pentru a mânca mai sănătos. Acum mâncăm de 3 ori pe zi, pentru că avem timp amândoi să mâncăm de 3 ori pe zi. Am și eu timp să gătesc în fiecare zi, ceea ce înainte nu se întâmpla și vă dați seama când o să revină totul la normal, nu o să se mai întâmple, dar profităm de această perioadă. Eu stau acasă de 3 zile și sunt deja plictisită, deci de aceea nu am avut nici motivația necesară să mă machiez, sinceră să fiu, pentru că pe mine toată chestia asta, știți că dacă stai acasă, este tot închis, nu ai ce face, ok, te conformezi, dar parcă în momentul în care ți se spune că nu ai voie să ieși, undeva în psihicul tău, atunci ai fi vrut să ieși, atunci ți-ai fi dorit să te plimbi eventual sau atunci ți-ai fi dorit să faci alte chestii. Dar da, noi cel puțin, noi ne conformăm. În momentul în care mergem la cumpărături, avem măști pentru față și mănuși și desigur că până și în mașină am șervețele antibacteriene, deci am peste tot. Eu nu am cumpărat atunci când a fost tot valul acela de când a început toată treaba, ci aveam toate produsele de dinainte, din perioada în care am făcut bronșită, pentru că și atunci am vrut să am o mai mare grijă de mine și să-mi ajut corpul să se vindece mai repede. Și cam asta este treaba la noi cu coronavirusul. Străzile nu sunt goale, adică nu sunt pustii, încă se mai circulă, pentru că sunt oameni care trebuie să muncească. Asta este situația. Dar ce vă pot sfătui pe voi ar fi să nu mai cumpărați haotic, în primul și în primul rând. Deci lăsați la o parte cumpăratul ăsta haotic, pentru că îngropați practic banii
degeaba. Toate se vor termina la un moment dat, produsele alimentare vor rămâne pe rafturi, le veți găsi acolo, însă după toată această criză vă veți trezi că sunteți în impas financiar pentru că ați cumpărat toate conservele și toată făina și tot uleiul din magazine. Ăsta este punctul meu de vedere. Într-adevăr, omul la panică, omul când este panicat de frică, reacționează diferit. De asemenea, aveam să vă spun și despre treaba asta cu românii care au plecat acasă în perioada asta. La fel, oamenii reacționează diferit la panică și eu nu cred că toți cei care au plecat sunt oameni care au rămas fără locuri de muncă. Cred cu tărie că sunt și oameni care sunt în situația mea, sunt în șomaj tehnic pe perioada aceasta, însă așa au considerat ei de cuviință. Chiar dacă nu sunt de acord cu acest lucru, haideți să nu condamnăm atât de ușor și atât de repede, pentru că, v-am spus, toți reacționăm diferit atunci când suntem panicați, atunci când ne temem pentru noi, pentru viețile noastre și de multe ori nu ne gândim, din toată adrenalina respectivă, nu ne gândim și la cei din jurul nostru, ceea ce este păcat, într-adevăr. Că da, din exterior este foarte ușor de condamnat, adică chiar și eu, da, eu rămân aici, ce ar trebui să fac? Să plec acum acasă? Problema se pune altfel. Comparând sistemul de sănătate, chiar dacă noi avem medici excepționali în România, deci nimeni nu mă poate contrazice să-mi spună că noi nu avem medici buni, doar că sistemul este puțin stricat. Și atunci prefer că dacă, Doamne ferește, este să iau virusul, prefer să fiu aici, unde am alte beneficii în ceea ce privește sănătatea și, de asemenea, prefer că, în cel mai rău caz, dacă sunt purtătoare de virus, să nu plec acasă, să nu-i dau virusul bunică-mii, să nu-i dau virusul maică-mii care este cardiacă și toate cele. Deci, fiecare gândește și raționează diferit. Nu putem condamna, ar trebui să nu mai fim atât de răutăcioși, pentru că în momentele astea cred că ar trebui să ne gândim puțin la noi, să profităm să facem o introspectivă cu noi, să lucrăm mai mult la noi și să ne mai oprim din a-i judeca pe alții. Părerea mea, acum nu știu. Acestea fiind spuse, sper că în această lună să-mi găsesc motivația necesară să îmi revin la cele 3 zile de postat, așa cum a fost și înainte. Eu asta voi încerca să fac. Nu vă promit că în această perioadă voi fi prea machiată. Da, voi face un clip, două de machiaj în care să testăm, pentru că v-am promis în Glossy Box, acolo am vorbit despre treaba asta, dar profit de această perioadă să mă măscuiesc, să-mi las tenul așa cum e, pentru că oricum nu ies din casă și atunci nu am de ce să-l protejez. Îl protejez prin îngrijirea tenului, prin skincare și toate cele, dar nu are rost să pun și machiaj. Ceea ce o să se vadă, desigur, și în progresul meu cu proiectele pe care le-am în desfășurare, dar aia e, asta este ultima mea grijă. Sincer, important este să trecem cu toții bine peste perioada aceasta, o perioadă care ne încearcă destul de greu, dar să trecem cu toții bine peste ea. Așa că tot ceea ce vă pot spune este să aveți grijă de voi, stați în casă, nu vă asumați riscuri inutile și dacă voi vă credeți Superman sau Superwoman, da, pentru că nu veți păți nimic, gândiți-vă măcar la cei din jurul vostru. Nu vă asumați riscuri inutile pentru nimic și nu vă jucați nici măcar cu viața celor dragi, pentru că, din păcate, în România stăm foarte prost la capitolul dotării spitale și s-ar putea dintr-o prostie, dintr-un gest de asta de bravură prostească, să facem rău unui apropiat nouă. Acestea fiind spuse, a fost un clip destul de lung, dar mă așteptam. Ca de obicei, aștept să ne citim în comentarii. Dacă aveți întrebări pentru mine, vă rog să le adresați în comentarii și dacă strâng suficiente de un Q&A, voi face și un Q&A, pentru că de ce nu? Am timp la dispoziție.
Dar, da, aveți mare, mare grijă de voi. Profitați de timpul ăsta să fiți alături de cei dragi vouă. Abia aștept să ne citim în comentarii. Vă mulțumesc pentru vizionare, iar până data viitoare, v-am pupat! Pa, pa!